Eveniment important la Buzău, la inițiativa anual preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, la centrul eparhial a debutat prima zi a colocviului Arta Brâncoveană, moștenire bizantină și etos românesc în tradiția ortodoxă. Ceea ce ne bucură foarte tare este că au răspuns extraordinar de mulți oameni, mult mai mulți decât ne-am fi așteptat. Poate că nu sunt extraordinar de mulți, dar sunt mai mulți decât ne-am așteptat noi. Ceea ce ne bucură foarte mult și ne dă speranțe, pentru că realizăm că există foarte mulți iubitori pentru arta brâncovenească, că există foarte mulți oameni care înțeleg moștenirea Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, care nu este neapărat una constând în zidiri fizice, ci este una de spirit, este una de atitudine. În deschidere, în Catedrala Arhiepiscopală, a avut loc acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni cu participarea coralei Neagu Ionescu, dirijată de Gianin Oprea. Bucurați-vă mult, pătrimitorile, mult pătrimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dragă credință bine v-ați Invitații au ascultat cuvântul de deschidere al arhiepiscopului Ciprian în încăperea bibliotecii eparhiale, care s-a dovedit a fi neîncăpătoare față de numărul celor doritori să participe. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, chiar de luna ianuarie, printr-o hotărâre a permanenței Consiliului Eparhial, a luat decizia să organizeze mai multe manifestări, între care cele mai importante ar fi acest colocviu, axat pe arta brâncovenească, și apoi un simpozion istoric luna septembrie, în data de 19, când vom avea oaspeți și din străinătate, dar și din țară. Și scopul acestor evenimente culturale este acela de a scoate și mai mult în evidență contribuția uriașă pe care voievodul martir Constantin Brâncoveanu a avut-o la dezvoltarea și intensificarea culturii și artei creștine în tradiția noastră românească. Atelierele vor funcționa pe tot parcursul colocviului, iar în ultima zi publicul va putea vedea rezultatele finale ale creatorilor. Toți cei dornici să participe la următoarele două zile de conferință și ateliere sunt așteptați la centrul eparhial Buzău, unde se află și Palatul Brâncovenesc. În fiecare dintre cele trei zile, participanții la colocviu vor vizita mai multe așezăminte bisericești din județul Buzău.